Prefectura a județului Argeș a finalizat controlul în comuna Slobozia. Verificarea s-a lăsat cu un avertisment pentru primarul din comună, fiindcă nu și-a depus raportul de activitate și o adresă către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, prea demara un control la dosarele sociale întocmite. Prefectul de Argeș, Mihai Loprescu, a declarat că se vor demara controle în comunele din județul nostru. Primul dintre acestea a fost în comuna Slobozia și s-a terminat săptămâna trecută, dar aceste verificări vor continua. Controlele se fac de către comisiile formate din reprezentanți din cadrul prefecturii, iar în cazul în care vor fi sesizate și alte aspecte care privesc funcționalitatea unității administrativ-teritoriale, se solicită sprijinul și altor deconcentrate. S-a urmărit, printre altele, completarea și ținerea la zi a dosarelor de ședință, registrelor de înregistrare, dispozițiile primarilor și hotărârile consiliilor locale, îndeplinirea de către aleșii locali a atribuțiilor care le revin conform statutului, respectiv rapoarte de activitate, audiențe, consultări cu cetățenii, respectarea prevederilor legii 52 din 2003, transparența decizională și a prevederilor legii 544 privind liberul acces la informațiile de interes public, întocmirea și completarea la zi a registrelor agricole, înregistrarea și evidența contractelor de arendare, stadiul aplicării prevederilor de fond funciar și nu numai.